Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Alan Nemerenco, a anunțat că începând cu data de 10 septembrie se instituie stare de urgență în sănătate publică din cauza creșterii accelerate a cazurilor de COVID-19. Decizia a fost luată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Evoluția procesului epidemic prin infecția COVID poartă la moment un caracter ascendent cu tendință de agravare continuă, în special în perioada ultimelor 4 săptămâni. Vrem să menționăm că au crescut numărul de cazuri noi, avem multe raioane cu o creștere bruscă a incidenței, de asemenea, este important să menționăm că numărul de reproducere efectiv este în creștere și a constituit pentru ultimele 14 zile 1,15, iar pentru ultimele 7 zile a ajuns la 1,41, ceea ce denotă o creștere a intensității procesului. În legătură cu aceasta, Comisia vine să declare o stare de urgență în sănătate publică la nivel național, începând cu data de 10 septembrie până la 30 octombrie 2021. Deci, începând cu 11 septembrie, persoanele care sunt cu vârsta de 18 ani și mai mult vor avea acces la evenimentele desfășurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri, și de asemenea la evenimentele în spații închise, așa ca cluburile de noapte, ringurile de dans, teatrele, cinematografele, sălile de concerte și alte evenimente, deci în baza următoarelor permisiuni. Va fi solicitată prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare pe suport de hârtie sau în format digital, care prezintă dovada imunizării și care este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Sau prezentarea rezultatului negativ al unui test PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore. Sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virus SARS-CoV-2 numai vechi de 48 de ore. De asemenea, sau pe suport de hârtie sau în format digital. Sau prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, ce înseamnă 6 luni de la îmbolnăvire, sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, un act confirmativ care este valabil cu o durată a perioadei de 90 de zile din data efectuării investigației. De asemenea, Ministerul Sănătății, în termen de 5 zile, de comun acord cu alte autorități publice centrale, va actualiza și prezenta Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică versiunea a treia a planului de prevenire și răspuns la infecția cu coronavirus de tip nou, în care cel mai important lucru care va fi prezentat va fi predictibilitatea acțiunilor următoare ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pentru săptămânile și lunile următoare, pe care le estimăm a fi destul de periculoase. Vă mulțumim foarte mult! Vă invităm să vă vaccinați, să purtați mască, să păstrați distanța și să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Multă sănătate! Este pentru a treia oară de la începutul pandemiei când în Republica Moldova se instituie stare de urgență în sănătate publică.